Viața mea a fost o lungă și loială așteptare. Așteptarea ca Europa să-și vină în fir. Așteptare ca România să se reîntoarcă la ea însăși. Răbdarea poate fi uneori o armă împotriva destinului istoric. Așteptarea și credința, iubirea și simțul datoriei. Familia mea și cu mine am muncit mult pentru o Românie democratică, prosperă, liberă și demnă. Nu vom înceta să facem acest lucru până la sfârșitul zilelor noastre, convinși fiind că instituția Casei Regale este parte a identității noastre statale și naționale. Comunismul s-a născut în România în același an cu mine, în 1921. Faptul că dumneavoastră îl condamnați astăzi mă face să cred că i-am supraviețuit. Așa să ne ajute Dumnezeu.